I-am spus așa, mergeți la o firmă de asta, poate vine cu oameni pregătiți, o speli, o aranjeze, plătești și asta. Eu am spus că am găsit, pentru sicriu am găsit tot, dar nu am găsit oameni ca să vie să asta. Și s-a rugat de vecina mea, de alta, deja băbuca. Le spusese dinainte, vedeți, fetilor, dacă eu mor, voi veniți să mă scaldați. Ei, și cum vă spun... Și apoi eu sunat salvare și-o venit și-o luat-o, dar oricum... Dar dacă nu pus fata mâna pe ea, eu pus așa mâna pe băbuța, o strâns-o de mână. Da, deci eu reacționat la... Da, că fata când a venit, vă dați seama că a început să plângă și ea atunci... O auzit și când asta... Dar de vorbit nu mai putut, o mișcat din... Doamne, dar era o zarfă, vai, un viat, mătușa! Dar nu vă spun, părintele a venit și el pe aici, că părintele aici este la Vale, și a venit, el deja a anunțat pe clopotar și la amiază i-a tras clopitele. Da, de acum... Doamne, că... Da, de acum... M-a chemat vecina, un viat, mătușa Ileana, da. Vai, că n-am auzit. Zic, serios? Dar la mine e treședienie, ca un nepot așa. Dar e ceva, n-am niciodată mai auzit. Și el a venit la mine și a zis, Dudă, o-mi vie mătușa. Du-te mă încolo, zic, nu vorbi prostii. Da, Dudă, dar nu știam că minte, că știi, da. Și apoi o chemă salvarea, dacă o văzut, că are pulsul, a avut extraordinar de bun, pulsul. E, da, schimb... ieri m-a mai sunat fix, așa, a zis că nu mai e nicio șansă, deci... deja nu mai reacționează la niciun stimul și deci cam asta e, da. Pastile, da. Mai uitat, de exemplu, eu am și cum au venit oamenii ăștia privechi? Păi da, luni vine de la, sau când s-au spovedit? Luni, domnule, după amiază, s-o spovedit. Da, că ieri a fost sănătoare. Și eu ieșit la biserică, o familie, și am spus, de unde veniți? Am fost la mătușa la privire, dar eu e în spital. Am spus, dar n-ați auzit că și-o revenit? Ei, au aflat că au alertat toată. Eu am fost așa, care am vorbit cu Marșica, cu Fixa, și i-am spus. Zic că e moartă, dar eu nu m-am dus să pun mâna pe ei, i-am spus și la părintele, când femeile pe aici au zis că hai că până vine Fixa să mergem să o spălăm, sau asta, zic nu, și chiar și părintele au zis da, zic cum să intrăm, dar noi suntem, hai că suntem ieșim, dar nu știm unii sunt toate alea lor, cum să intrăm așa, dar poate are un ban, poate... În casa omului când m-am dezlovit, și părintele au zis nu, lăsați așa, dacă intra cineva cu bătut-o sau... Ocazional. Dar vine la biserică, el vine, că are treabă acolo. Și el încă o anunța paraclisierul, că dacă n-a femeia asta, deci nu a lipsit odată de la biserică. Am înțeles că era un fel om de la biserică, nu? Da, deci nu era. Și părintele chiar ține la dânsa că e să trage din sat de unii părintele, de la neamță din acolo, mă rog, da, să povestele.